Da, sunteți la Iordache Show, la Euro-Oltenia, sunteți la emisiunea Iordache Show. Nu uitați să vă abonați pe site-ul nostru Euro-Oltenia Info și să, evident, să vă abonați pe YouTube, este gratuit. Repet ceea ce spun de fiecare dată, emisiunea este doar un pamflet sau decât un pamflet. Astăzi să vorbim despre politică, politica Batovino, să vorbim despre politicieni, despre ceea ce se întâmplă în viața noastră cea toate zilele. Vedeți că am în spate aici video-ul, cred că din Parlamentul României, dacă nu mă înșel, despre politică. Și dacă vorbim despre politică, politica după fiecare discurs, așteptăm ce așteptăm după fiecare discurs? Niște aplauze. Am revenit în direct, noi vorbim și din ziare, a venit vacanța chiar cu ambulanța, în sfârșit după atâta criză economică, stagnare, șomaj și stat acasă, președintele ne dă o veste bună, a venit vacanța chiar cu ambulanța. Extraordinar, președintele Klaus Iohannis își duce mai departe, pas cu pas, colecția de sloganuri, România educată de acasă, noi ne educăm de acasă și... Alo! 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 Liniște! Stai! Alo! Alo! Tovarăș! Tovarăș! Așezați-vă liniștiți! Tovarăș! Tovarăș! Alo! În ziua noastră cea de toate zile, în ceea ce facem noi de regulă prin televiziune și ceea ce vedem noi la politicieni, mie mi-ar plăcea sau mi-ar place, o să fac special un joc de cuvinte, să vedem în Parlamentul României oameni care au avut curaj și au curaj să facă ceea ce n-au făcut alții. Ne aducem aminte de domnul Pârvulescu, un comunist, și chiar trebuie să luați aminte, dragi politicieni, de ceea ce vedeți acolo. Doar suntem la Iordache Show. Tovarășul Ceaușescu și-a permis ca... să pregătească încă înainte de congres și în tot timpul congresului și la conferințe ca să fie reales secretar general al partidului. Este fără precedent, tovarăși, în istoria partidului nostru și în istoria partidelor comuniste. De ce Ceaușescu să sustrage ca să fie ales membru Comitetului Central și din cadrul membrilor Comitetului Central să fie reales? De ce? Dacă tot suntem la lucruri interesante, România a pierdut bătălia greului și a acordat învingătorilor despăgubirii în Mălai. I-aș ruga pe români să ia exemplu de la firele de păr de pe capul lui Orban. Ele au început deja distanțarea socială. Citesc din președintele Klaus Iohannis, a anunțat că va pune capăt stării de urgență pe 15 mai, ceea ce s-a și întâmplat, pentru că deja a făcut fractură de mandibulă de la atâtea declarații zilnice. Citesc din Cațavencii. Și pentru că acum sunt unii la putere, cum zicea domnișoara sau doamna parlamentar? Ciocul mic la ei, nu la noi, că suntem la putere acum. Noi suntem la Iordache Show și această temă pe care ne-am ales-o, politica Batovina, evident că fiind un pamflet, emisiunea, repet, abonați-vă la site-ul Euro-Oltenia Info, abonați-vă la site-ul YouTube, totul este gratuit. Este un pamflet, nu râdem de nimeni, râd și de mine dacă greșesc, niciun fel de problemă. Probabil că o să fac la un moment dat din emisiunile mele bulbele pe care le mai fac și eu greșesc, așa că nu trebuie să vă supărați. Noi suntem așa tot timpul într-un dans în bulbe, dar înainte de bulbe aș vrea să vă arăt ceva important, caiet de exerciții, de gramatică, Academia Română, Institut de Lingvistică, Iorgu Iordan, Alexandru Rosetti. Eu, într-adevăr, nu vreau să arăt neapărat cartea aceasta, dar o recomand pentru cei care se dau politicieni și care n-au pus mâna pe carte. Înainte de a fi în Parlament, să pui mâna pe carte. Ce pui mâna pe carte? Pui mâna pe Sfânta Biblie și juri pentru ceea ce se întâmplă în țara asta, că avem o țară foarte frumoasă, punem mâna pe Sfânta Constituție sau gândim constituțional sau nu gândim constituțional. Și aici vreau să dau un exemplu, chiar mi-am notat, tipuri de relații sintactice. Ia uziți, corectați enunțurile în care apar greșeli de marcare a relațiilor sintactice. Ion este specialist pe acest domeniu. Unde o fi greșeala? Ca și conducător, că toți suntem noi, ca și conducător, are multe responsabilități. Sau a reacționat împotriva deciziei considerată injustă. Sau i-am dat cartea unei prietene ale mele. În cazul Ioanei și a Mariei, decizia fusese luată. Nu a intenționat să-i facă rău, ori ea nu vrea să înțeleagă asta.
Anul acesta vom schimba mobila, cât și culoarea pereților. I-am oferit un buchet de flori dragii noastre colaboratoare, ca și conducător. Păi dacă e ca și conducător și bâlbe, hai să vedem ceva interesant, dragi politicieni. Și în același timp, partea legată de... Da, e un zgomot. Și în același timp, partea legată de Care era a treia? Nu. În privința bugetului vreau să fie limpede câteva aspecte. Să menționez limpede câteva aspecte. 1. Tot ceea ce înseamnă majorare de pensie, de salariu. Va fi extrem de bine gândită ca și componentă și tot astăzi adoptăm în perspectiva Euro 2020. Pentru mine, ca prim-ministru, criticile aduse guvernului de către opoziția parlamentară, m-ați întrebat de autostrada București-Pitești. Stadiul autostrăzii Sibiu. Da, vreau să vă răspund punctual și de aceea sunt foarte atentă. Programul de guvernare al Partidului Social Democrat a avut parte de la început de o respingere automată din partea adversarilor partidului pe care îi reprezint. Mă refer la imunoglobină. S-a înregistrat o lipsă acută de pe piață a imunoglobinei. Cum se calculează aria cercului, dacă ne puteți spune? Raza la pătrat. Pi ori raza la pătrat. Am dat meditații la matematică și credeți-mă că am putea, dacă aveți timpul liber, să veniți alături și să vedem cine știe matematică. Sunt inginer. Nu o să vă întreb pe dumneavoastră care e aria cercului. Doamna a spus că R pătrat este. Dacă vreți să precizați care este, nu e niciun fel de problemă. Știu că v-ați amuzat, poate nu v-ați amuzat, lucrurile sunt interesante. Noi ne gândim aici la Iordache Show să facem așa un fel de a pune degetul după rană. Facem haz de necaz, evident că râdem de noi în primul rând, de noi înșine râdem, prin noi înșine, țară normală, țară frumoasă, țară extraordinară. Mai citesc dintr-un ziar, Marcel Ciolacu, președinte PSD, parcă lui a fost rău, nu? Cu cea căderea sau cum a fost, cu calciu? Calciu, vitamina D, mă rog. Constituția este linia roșie a oricărui stat democratic. Traian Băsescu, Vela a mințit cu nerușinare, a luat două peste cap, cât e Vela elicopter de nu s-a văzut. Citesc din Cața Venci. Marcel Vela, ministru de interne, rugămințele noastre au fost aplicate într-un mod exemplat. Exemplat? Exemplat scrie. Foarte bine. Și Traian Băsescu, europarlamentar, spun de două luni. Carantină, carantină. Nu sunt nici Baba Vanga, parcă era prin Bulgaria, dacă nu mă înșel, la sud, la noi aici. Nici Nostradamus. I-au zis, fostul președinte, nu este nici Baba Vanga, nici Nostradamus. Și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie, dacă mă întrebați pe mine, eu, starea de urgență, aș menține-o 5 ani de acum încolo. 5 ani să fiți în starea de urgență. Nelu Tătaru, ministru care ar trebui să renunțe la mască. Să vedem și noi adevărata față. Față, vedeți, trebuie să intru cu mască, nu? Nu e adevărat că am propus să-i ducem pe toți bătrânii cu forța în centre de carantină. Eu am propus să-i internăm acolo cu forța. Doar pe cei care nu vin de bunăvoie. Citesc din Casa Vencii,
bănuiesc că înțelegeți dumneavoastră toate șopârlele care sunt pe aici și trebuie, cum vreți, să fim într-un dans. Toată viața noi suntem într-un dans. Evident, nu este vorba de manele. E vorba de o melodie, gașca noastră, dacă nu mă înșel, și e interesant așa, aș vrea să o urmăriți. Azi sunt fericit. Știu că sunt iubit. De mâine totul se va schimba. Ai apărut tu în viața mea. Noaptea am dormit. Numai la tine m-am gândit. Dar am mai fost ceva. Era petrecere deasupra mea. Nu poate să stea liniștită. Ghinion. Nici o clipă. 20-20. Hai și tu. Dacă simți așa, vino. Gașca. Na. Ha, ha, ha. Gașca. Na. Nu poate să stea liniștită. Ghinion. Nici o clipă. 20-20. Hai și tu. Dacă simți așa, vino. Gașca. Na. Ha, ha, ha. Am revenit în emisiune, toți oamenii PDL-ului. Ei, ce ziceți? Mă prinde fusta asta, nu-i așa? Spune Tănase, un liberal bătăios care a inspirat celebrele plăcuțe de matriculare cu... Ce scrie aici? Nu pot să citesc. Știți despre ce e vorba? Cuvântul la urât. Nu mai zic. Mă prinde fusta, nu-i așa? L-aveți în față pe viitor președintele organizației de femei. Evident, sunt lucruri interesante, lucruri de care noi ne vom supăra într-un fel sau nu. Campanie publicitară door-to-door, cu the English, man, adică ușă la ușă, parcă așa era, pe banii publici ai sistemului medical, de la ministru până la FISA. Suntem în ministere, ne gândim, noi muncim, jurăm pe Sfânta Scriptură, jurăm pe Constituție, ne ducem în Parlament, stăm vinovați că existăm, ne gândim cum putem să nu facem. Totul este la mod acum. Totul este atomic. Trebuie să fim atomici. Și totul se bazează pe educație și pe un președinte pe care noi îl respectăm. Pe care unii l-au... Sau care unii l-au votat, cum e? Pe care sau pe care? Nu mai contează. Că doar ne-am obișnuit cu politicienii, cum vorbesc în limba română, mai arăt odată. Nu vă supărați pe mine. Gramatica de bază a limbii române, caiet de exerciții. Academia Română. Academia Română. Nu mai fac reclamă la editură, v-am citit ceva de aici și luați așa de la început pronumele și adjectivul pronominal negativ. Inventarul de pronume și adjective pronominale negative cuprinde unitățile. Nimeni, nimic, mulți, puțin, nimeni, nimic, niciunul, niciun, niciunul, niciun, fiecare, oricare. Ați văzut? Citesc din caiet de exerciții pentru toată lumea, inclusiv pentru noi, că și noi greșim. Mi se ia un pamflet, abonați-vă la site-ul Euroltina.info, abonați-vă la YouTube, totul este gratuit. Am vorbit de președintele nostru. Președintele nostru iubit, domnul președintele Klaus Werner Iohannis, și pe mine mă cheamă Remus Alexandru Iordache, nu numai Remus Iordache, chiar dacă sunt trecut acolo la televiziune Remus Iordache. Unii avem case, alții n-avem case, alții muncesc, alții se facă muncesc, alții muncesc mai puțin și primesc mai mult. Unii au ghinion, da, corect, unii au ghinion. Ne-am născut cu ghinion. Doamne, Doamne, cum o fi să te naști cu ghinion? Cum o fi să te naști într-o zodie a prostului, a prostului, prostului gust, a proastei exprimări, a felului de a fi și de a te juca? Ia să vedem noi. De ghinion să vorbim. Cum unii au ghinion și eu am ghinion. Și e cam criză și se vorbea foarte mult de frizeri. Unde v-ați tuns? Că am încercat acasă, nu prea mai ieșit. Dumneavoastră, unde v-ați tuns? Tot așa, acasă. Mulțumesc. Mai încercați. Domnule Iohannis, câte case aveți, domnule? Câte scrie în declarația de avere? Păi, spuneți-le. Citiți-o și veți vedea. Cum ați ajuns în posesia lor? Cumpărându-le.
Cu ce bani? Banii mei. Făcuți de unde, domnule? Făcuți din muncă cinstită. Și atunci înțelegeți chiar și pe oamenii care sunt profesori, învățători, educatori, când se întreabă, uitându-se la dumneavoastră, domnule, eu cu ce am greșit? De ce n-am reușit? Ca prin muncă cinstită, ca domnul Iohannis, să am 6 ghinion. Case. Au ghinion? Eu am ghinion. Și ei ce au? Acum, vreți să discutăm pe educație sau pe casele mele? După părerea mea, salariile în învățământ sunt mult prea mici, dacă asta a fost întrebarea. Dacă aia cu casele a fost întrebarea, da, prin muncă cinstită. Am revenit în emisiune, ne-am născut cu ghinion. Dar să știți, dragi telespectatori, că asta cu casele e veche. 6 case. Mai era cineva, nu? A fost și prim-ministru României, Adrian Năstase. Năstase, 6 case. Și mai era un lucru important. Era vorba de o mătușă. Revin. Parlamentarilor dragi și politicienilor, înainte de a fi acolo în Parlament, adică în Senatul României și în Camera Deputaților, e o clădire mare. Uităm clădirea construită de Ceaușescu prin sudoarea poporului. Palatul Parlamentului, de fapt e Casa Poporului. Acolo este Palatul Parlamentului și înainte de a ajunge acolo, trebuie să știm cum vorbim în fața unei camere. Cum am zis cu Ciocumic, că acum noi suntem la putere. Ciocumic, că acum este televiziunea Euro-Oltenia la Iordache Show. Asta e, Ciocumic. Mai era o chestie cu joc de glezne, dar asta trebuie să o spun săptămâna trecută, parcă la sport în pandemie. Cred că am uitat replica asta, dragi spectatori. PSD, PNL, USR, o grămadă de partide. Cum ne-a relaxat prin surprindere... Păpușile de carne nu știu încă de insurecția noastră armată de pe 15 mai, citesc din Cațavenci. Am vorbit și cu Ciorbea și cu Stolojan. După ce îi curăță virusul, ieșim toți la lumină, citez. Slăvit să fie tranzistorul. Noi suntem într-o emisiune televizată, nu-i de glumit cu viitorul. Să sperăm că nu ajungem cyborgi, nu? Parcă așa era, jumate, jumate. Mi-aduc aminte de un film interesant, mi-a plăcut mie. Poate pare copilăresc acum, pentru cei care sunt mai de-o seamă așa cu mine, se numește Terminator, sau Terminator, cum spunea, Terminator! Terminator cu celebrul actor Arnold Schwarzenegger și nu întâmplător l-am amintit despre acesta mare actor de la Hollywood, pentru că înainte de a fi cu mușchi, că tot ne legăm noi puțin de emisiunea anterioară, cu mușchi, cred că a fost și guvernatorul unui stat american, dacă nu mă înșel. Zic bine, nu? Să-mi spună colegii din cască. Zic bine? După, nu? După ce a ieșit în... Ba, nu mai știu dacă mai joc acum, dar știu că a fost... Adică a plecat de la mușchi, de la acele, cred că, concursuri de culturism sau de Mister Univers, dacă mi-aduc bine aminte, a trecut pe la Hollywood și după aceea și-a dat seama că dacă arată foarte bine, dacă vorbește chiar bine, devine guvernatorul unui stat american. California? California, nici eu nu știu, mi se suflă în cască, străinătate, că e mai bună decât toate. Am auzit, zicându-mă, că oricine poate să facă ce fac eu. Nu cred. Ia uitați-vă la băiatul ăsta, stă geaca pe el ca pe gard. Și lui nici măcar nu e de, și nu e nici măcar de piele adevărată. Deci cine se pricepe mai bine să fie misul între noi doi? Unul cu geacă, altul fără geacă. Misul de interne Marcele Verea, sursă de inspirație pentru nemuitoarele versuri. Cine trece valea seacă cu hangerul ascuns în geacă. Apropo de geacă, facem un joc de cuvinte, geaca cu gașca mea de dinainte. O mână albește pe alta, pentru că trebuie să trăim în sărăcie. Cu 6 case. Și Năstase și domnul președinte, foarte bine, toți suntem cinstiți. Am avut ghinion. Ne-am născut cu ghinion. Nu există mască de protecție împotriva cumpărăturilor anapoda. Nu există mască de protecție pentru oamenii care, nu știu, se exprime corect din punct de vedere gramatical. Cum să fii acolo la televizor să faci atâtea greșeli? Să devii un agramat. Era un cântăreț, nu-mi scap acum numele, cred că Costi Ioniță, nu? Cred? Zicea ceva de agramaticalități. Așa sunt, așa se zice acum, agramaticalități. El fiind agramat, el pe el însuși. Omul trebuie să fie liniștit, omul trebuie să cerceteze,
omul trebuie să fie relaxat, omul trebuie să bucure de viață, omul trebuie să fie, Doamne Dumnezeule, liniștit. Colegi ai premierului Ludovic Orban așteptând finalul stării de urgență cu îndemnul. Era în armată, eu n-am făcut armata, asta e, să vedem, nu că n-am făcut armata. Era acolo AMR, cred că zic bine, cei care au făcut armata au mai rămas și sfârșitul era apoteotic. Hai liberare! Aici domnul prim-ministru Ludovic Orban spune hai liberale! Hai liberale de la hai liberare, vedeți ce e joc? Cum e chestia asta cu familial și familiar? Hai să fim și familiali, să fim și familiari. Adică, să, nu, asta nu pot să zic în emisiune, Casanova 2020 sau 2020, Casanova. Unde greșim când vorbim despre conspirații? Peste tot vedem numai conspirații. Virusul ăsta, noi astăzi suntem în data de 15 mai, cred că am ieșit, nu, din perioada de urgență. Suntem în stare de alertă, alerta, repede, să alertă, 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 să ne alertăm aici la caietul de exerciții gramatică, limba română săraca. Ce o zice limba română în sufletul ei înșiși? Special am zis acest lucru. Planul meu e să mă îmbogățesc acum de pe urma unui vaccin împotriva coronavirusului, dar vaccinul ăsta nu o să fie gratis. Mai trebuie să vă cumpărați și voi licență pentru el. Asta dacă nu cumva știți un băiat în cartier care instalează vaccinuri piratate fără licență. Evident, cațavencii, mulțumim, sunt versete. Bill Gates are un tratament și pentru coronavirus scoateți pacientul din priză și îl bagă la loc undeva. Nu pot să mai spun lucrurile acestea. Chiar nu vreau să mai spun despre asta pentru că sunt lucruri rute. Nu vorbim cum ar trebui să vorbim. PSD profită de pandemie ca să dea pe furiș o amnistie, cred că e o glumă, și s-a umflat orzul naționalist în Klaus Iohannis. Vorba unui prieten, păi nu mai numim Ardeal. Ardealul e pământ românesc. Noi iubim țara asta. Știți că țara asta e țară mare. Noi ne facem că nu știm, dar țara asta s-a dus în sus, așa. Noi am avut. Țara noastră e ciuntită acum. Nimeni ce nimic. Avem un aur pe undeva pe la ruși, dar n-avem voie să zicem, n-avem voie să zicem că acest om era prin natura sa, prin caracter și principii, versatilitatea personificată. Să știți că în ziarul, citesc din ziarul Adevărul, dacă nu mă înșel de weekend, e un lucru important, și ei greșesc, nu vreau să vă arăt, dar credeți-mă pe cuvânt, repet, acest om era prin natura sa, prin caracter. Scrie aici nou de caracter și principii versatilitatea personificată. Asta ca să vedeți că și noi mai greșim, cei care lucrăm în presa scrisă și presa audiovizuală, un om de stat recunoscut și acceptat toată România, cum a negociat Mihail Cogălnicianu independența României, că tot a fost 9 mai, nu? Ziua independenței și ne gândim cum trăiau dacii. Cum trăiau dacii? Boierul, toți suntem boieri. Cum să zic acum, erau marchiz, duce, conte, nu știu dacă e asta ierarhia, nu mă gândesc cum este ierarhia, marchis, duce, conte, baroni. Dar baronul era undeva mai jos. E la mod acum cu baroni. Baronii ăluia, baronii celuilalt, baronii noștri, baronii mei și baronii tăi. Acum e cu boss. Boss? Boss Taurus sau cum? Boss? Să nu se interpreteze altceva, nu. Boierul care a susținut egalitatea cetățenilor indiferent de rang și naștere. Păi dacă suntem egali prin naștere, spune așa că nu suntem egali prin naștere, suntem inegali într-un fel, că fiecare se naște cu ceva anume. Da, unul are ghinion. Am crescut înconjurat de cultura americană. Noi am crescut înconjurat de cultura rusească și nu-i rău. Cultura franceză, iar nu-i rău, că doar suntem francofili, cred că am devenit francofobi acum, și cultura germană. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Am numărat în german. Dacă am vorbit de german, nu am vorbit și de limba rusă. Adin, dva, tri, cetire, piat, șest, semi, vosemi, devia, desiat. Revenim la Germania, unificarea Germaniei este încă un proiect în derulare și noi dorim să ne unificăm, să unificăm cu ghinionul, ghinionul nostru cel de toate zilele. De ce nu fi născut noi cu ghinion? Cel puțin 200 de români angajați al unui abator din Germania diagnosticat cu COVID-19. Nu este o glumă, să avem grijă.
să avem grijă ce decizii luăm, să avem grijă să vorbim corect gramatical. Spunea cineva la un moment dat că dacă greșești, nu e bine. Eu vă las cu bine, ne întâlnim când ne vedem, ca să facem un joc de cuvinte. Iar vă arăt cartea asta, exerciții gramatică, și să încheiem apoteotic. Mulțumesc, Iordache Show, toate cele bune, nu uitați, emisiunea este un pamflet și să exprimăm, să ne exprimăm sau să exprimăm ceea ce spunem corect din punct de vedere gramatical. O zi perfectă. La revedere! Poporul ăsta vreți voi să-l opriți să râdă? Să-l dezvățați să râdă? De minciună? De ridicol? De prostie? De hoție? De vorbele voastre umflate? Păi de 2000 de ani poporul ăsta râde! Râde! Cu sau fără voia cuiva! Și când a trebuit, a luat și doborul în mână! Asta vreți voi? O Românie cenușie și tristă. Fără joc. Fără râs. Fără bucurii. E bine că ați râs. De prostie. De minciuna. De ridicolul sălbăticii. E bine, dragii mei. E bine să râdeți. Și după ce eu nu voi mai fi, să vă fac să râdeți. E bine. E bine. Și poate că râsul nu e de ajuns ca să stea în calea batjocurii, în calea sălbăticii. Poate mai trebuie și altceva. Opriți să vândă țara asta. Opriți să o omoare. Opriți să otrăvească sufletele tinerilor. Opriți să facă din țara asta noastră frumoasă și bună, un lagăr de concentrare, o pușcărie. Opriți să facă din poporul român o victimă? Dacă vreți, să vă bucurați. Dacă vreți să râdeți, dacă vreți să rămâneți oameni,